Zgomotul exploziei a creat panică printre locatarii blocului din cartierul Craiovei, din Pitești. Oamenii au ieșit imediat din case să vadă ce s-a întâmplat. Tot ei au sunat la 112, iar la fața locului au ajuns pompierii și un echipaj de terapie intensivă mobilă. Între timp, bărbatul rănit a ieșit singur din locuință cu hainele fumegând. Detașamentul 1 de pompieri Pitești a fost solicitat în urma unei explozii. La fața locului a fost găsită o persoană de sex masculin de aproximativ 31 de ani, cu arsuri la nivelul membrelor superioare și inferioare. În urma unei explozii de la o lampă de gaz folosită la instalațiile sanitare. Bărbatul are 31 de ani și nu locuia acolo, doar mersese să repare instalația sanitară. Proprietarul apartamentului și soția acestuia îl chemaseră pentru a înlocui țevile unei instalații vechi care se deteriorase. În urma incidentului, bărbatul ars a fost dus la spital. Am fost solicitat la locul unei explozii, acolo am găsit un bărbat care prezenta arsuri de gradul 1 și 2 pe antebrațe și pe picioare. Deocamdată nu s-a pus problema transferului către un spital de Arș, dar a fost internat la Pitești pentru tratament. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs explozia buteliei.